În cel mult 2 săptămâni, pe ordinea de zi a ședinței de guvern, va intra proiectul de hotărâre privind disponibilizarea minerilor din Valea Jiului de la Societatea Națională de Închideri Mine. Cu pași mici, disponibilizările ce vor avea loc la minele neviabile se apropie. Dacă în cursul săptămânii trecute Societatea de Închideri a primit avize favorabile de la Adunarea Generală a Acționarilor și de la Consiliul de Administrație, acum s-a mai realizat un pas. Față de ce am discutat săptămâna trecută, a fost elaborată hotărârea de guvern privind aprobarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj. S-au făcut completările ulterioare la această hotărâre, toate completările de rigoare, și a primit avizările Ministerului Economiei, inclusiv a domnului ministru Varujan Vosganian. În decursul zilei de luni a fost semnat proiectul de hotărâre de Ministrul Economiei. Au urmat pașii următori, au fost depunerea proiectului de hotărâre la Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției. La Ministerul Muncii sunt deja primii pași făcuți pe primele compartimente juridic, urmând ca în decursul zilei de astăzi, cel târziu mâine, să avem avizul favorabil al Ministerului Muncii. După care trecem la avizarea spre Ministerul Finanțelor, unde vor fi mai multe de discutat legate de sumele alocate acestui proiect de hotărâre. Potrivit conducerii societății, guvernul nu va avea cheltuieli majore pentru plata ajutorului de șomaj cuvenit viitorilor disponibilizați. Motivul este acela că în câteva luni de la disponibilizare, aceștia vor întruni condițiile de pensionare. Este vorba de venitul de completare și de ajutorul de șomaj. Deci doar venitul de completare și ajutorul de șomaj. Sumele pentru disponibilizați sunt, deci nu vorbim, nu face proiectul de hotărâre, face referire doar la ajutorul de șomaj și veniturile în completare. Ce pot să vă spun, efortul bugetar nu este extraordinar de mare, având în vedere că majoritatea minerilor care se disponibilizează vor avea condiții de disponibilizare în următoarele 6 luni de zile. Deci efortul financiar pentru venitul de completare și ajutorul de șomaj va fi doar pe cele 6 luni de zile, nu va fi pe cele 24 de luni, cum prevede hotărârea. Termenul privind disponibilizările a fost devansat de nenumărate ori până acum. Reprezentanții Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului spun că după ce proiectul de lege va fi aprobat de guvern, în 15 zile de la aprobare se vor realiza concedierile colective. Din punct de vedere al societății, ne-am făcut toți pașii necesari. Ministerul Economiei și-a făcut treaba, și-a elaborat hotărârea, și-a dat avizele necesare. Noi estimăm, dacă nu miercurea viitoare, cel târziu peste 2 săptămâni să intre în ședința de guvern. După ce intră în ședința de guvern și este aprobată în ședința de guvern, urmează să anunțăm ITM-ul și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de la DEVA și în termen de, zicem noi, maxim 30 de zile se fac disponibilizările. Dacă aprobările pentru acest proiect vor fi obținute în termenele stabilite în momentul de față, disponibilizările vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie.